sanitizare în condițiile acestea. Să aplaudăm! Maestria piloților, manevrele periculoase și vitezele amețitoare ale aparatelor de zbor care păreau că trec razant peste aerodrom i-au ținut cu sufletul la gură pe cei aproape 10.000 de participanți la mitingul de la Boboc. Grație, doamnelor și domnilor, asta vă poate transmite helicopterul de aerodrom. George Rotaru în evoluții la viteză mare și mică, cu fum, descriind desene dintre cele mai diverse pe cer. Să vedem ce desenează de această dată. Este inima, să-l aplaudăm! Rând pe rând, piloții militari și cei civili și-au arătat maestria la manșă. Aripile de oțel au brăzdat cerul în loopinguri, picaje periculoase sau redresări aproape de sol. Iacării acrobați. Și acum, așa cum cere tradiția de fiecare dată, vreau să vă văd cu mâinile sus pe toți și să-i salutăm de băiacii astăzi acolo. Pe lângă show-ul aerian, ziua de sâmbătă a avut și o conotație specială. Spectatorii au putut asista la ceremonia înmânării drapelului de luptă. Tot în cadrul show-ului au fost expuse la sol aparatele reprezentative ale armatei române, MiG-21, IR-99, IAC-52 și elicopterele Puma și Aluiet. Participăm astăzi la un triplu eveniment, înmânarea drapelului de luptă, al bazei aeriene de instruire și formare a personalului aeronautic, ziua porților deschise și mitingul aerian aflat la cea de-a 10-a ediție Bobas 2019. Show-ul de astăzi are ca participare aeronavele din baza aeriană și mulțumim celorlalți din afara bazei pe această cale, Aeroclubul României, Iacării Acrobați și altor aviatori particulari care au dorit să participe și în acest an, ca de altfel în fiecare an. Avem o participare numeroasă, ne e drag să participe, îi invităm și întotdeauna ne răspund pozitiv la invitația noastră. Un eveniment deosebit în viața Forței Aeriene. Este a 10-a ediție a ceea ce dumneavoastră cunoașteți drept Bobas, Boboc Air Show, de fapt un eveniment de tip porți deschise, eveniment care permite acestei unități să arate cât de importantă este în economia generală a forțelor aeriene. Tocmai pentru că este atât de important acest eveniment, a fost folosit pentru acordarea drapelului de luptă. Acordarea drapelului de luptă de către președintele României reprezintă o recunoaștere absolută a standardelor la care performează această unitate. Pentru ca demonstrația să fie completă, piloții au simulat o misiune dintr-un teatru de operații, descriind un scenariu dintr-o zonă ostilă. Inamicii de ocazie au fost înconjurați din aer și la sol de trupe speciale.
fost cea de-a 10-a ediție Boboc Air Show, iar conform organizatorilor, la eveniment au asistat aproape 10.000 de spectatori. Show-ul este organizat în fiecare an în preajma zilei de 17 iunie, zi în care Aurel Vlaicu efectua primul zbor.